Spun poveștile că-n țara, țara în care primăvara dorme beată de miros, cu zefirul somnolos, cărui ploapele se-nchid, spun că la val i-a dorit un paez îmbenunise numai pentru că privise o brunetă, Doña Clara. Sărea zidul singur fel, în grădină la castel, și-atingându-și orcuitara, ca vrăjitul Apolon, prin scurirea între naiade, în rind de serenade, o chema pe Doña Clara. Țara în care primăvara doarme beată de miros, cu zefirul somnolos, cărui ploapele se-nchid. Vino, vino din Valea Dorit, unde poate vrea norocul să mă asculte Doña Clara. Să facă mai pe grozavele ca asta. Și doi bărbați mai disprețuiți ca noi? Mon frer, mi se pare că prea îți pui la inimă pățania asta. Păi da, sigur că mi-o pun. Ba încă în așa măsură că vreau să mă răzbun pentru asemenea obrăznicie. Ei bine, ce ai să faci? Ce am să fac? Ce am să fac? O să prima dată... Dar nu! Hai mai bine să plecăm de aici! Hai să plecăm de aici! Marota! 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 Domnule? Unde sunt stăpânele? În iatacul lor! Ce fac? Pomadă pentru buze! Ce dracu atâtea pomezi? Spune-le să coboare! Nebunele astea cu pomezile lor au de gând să mă aducă în sapă de lemn. Nu văd peste tot decât talbușuri de ou, lapte de crin și o mie de alte năzbătii de care habar nu am. Au prăpădit de când suntem aici o sânza de la 12 porci și 4 slui s-ar putea hrăni cu picioarele de miel pe care le folosesc ele. Domnule, stăpânele mele! Chiar e nevoie de atâta cheltuială să vă ungeți botul? Dar ia spuneți-mi mai bine, ce le-ați făcut celor doi tineri de i-am văzut plecând așa de îmbufnați? Nu vă poftisem eu oare să-i primiți ca pe unii pe care avea de gând să vi dau de bărbați? Dar ce preț ai vrea să punem, tată, pe purtările necioplite ale unor oameni ca aceștia? Și în ce chip, unchiule? O fată cu puțină judecată s-ar putea împăca cu înfățișarea lor. Dar
ce cusuri le găsiți, mă rog? Frumos, mai știu să-și arate dragostea. Auzi, să înceapă cu căsătoria. Și cam cu ce-ai fi vrut să înceapă? Să te poftească să-i fii țiitoare? Ha, tată, ce spui dumneata e atât de grosolan? Mă cuprinde rușinea când te aud vorbind în felul acesta. Și ar trebui să vezi cât de cât purtări mai alese. Alese, nealese, nu spune mie de-astea! Să știți de la mine, căsătoria este un lucru sfânt și cine vorbește de la început despre ea, se poartă ca un om cinstit! O, Doamne, tată! Dacă toată lumea ar gândi ca dumneata, ce repede s-ar sfârși orice roman. Ce tot într-un asta? Tată, și verișoara mea îți va spune, ca și mine, că întotdeauna căsătoria trebuie să fie după celelalte întâmplări. Un înrăgostit de vrea să placă, trebuie să fie în fel sfios, duios și pătimaș. Iar dragostea lui să urmeze îndeaproape toate rânduielile. Ce amestecătură mai și asta? Ia te uită ce mai vorbe întortocheate! Într-adevăr, unchiule, verișoara mea a pătruns în miezul lucrurilor. Cum am putea întâmpina, cum se cuvine, pe niște oameni care n-au nicio idee despre galanterie? Cred că au căpiat amândouă și nu pot pricepe o iotă din limba asta păsărească. Maclo și tu! O, Doamne, tată! Dezbară-te odată de numele astea ciudate și cheamă-ne altfel! Cum nume ciudate, nu-s numele voastre de botez? O, Doamne, tată! Cât ești de grosolan, cât despre mine, mă cuprinde mirarea când ai putut să ai o fată cu atâta duh ca mine. Ai auzit vorbindu-se vreodată în stilul ales de Cato sau de Maglon? Și trebuie să recunoști și dumneata că ar fi de ajuns un singur nume ca acesta pentru a suți cel mai frumos roman din lume. Adevărat e, unchiule, că ureche gingașă suferă îngrozitor auzind rostindu-se asemenea cuvinte. Și numele de Polixenia pe care și l-a luat verișoara mea și cel de Aminta pe care mi l-am luat eu au un farmec nespus pe care trebuie să-l recunoști și dumneata. Da. Nu mai e niciun pic de îndoială. Sunt nebune de legat. Vă spun încă o dată că nu pricep nimic din toate palavrele astea. Vreau să fiu stăpân în casa mea și pe toacurma odată toată vorbăria asta sau vă căsătoriți de data amândouă sau, pe legea mea, vă trimit la mănăstire! Mănăstire? Vă jur! Văzut!
la faimei noastre? Marata! Doamnă? Repede, adună și pe sfătuitoarea frumuseții! Doamnă? Dar ce e aceea sfătuitoarea frumuseții? Adună oglinda în roadăce și bagă de seamă să nu-i murdărești cristalul privindu-ți chipul în ea! Domnule, stăpânele mele vor veni numai decât. Stau aici în largul meu, așa că pot aștepta. Iată-le! Oh, doamnelor, veți fi mirate, fără îndoială, de îndrăzneala vizitei mele. Dar, faima, voastră vă pricinuiește supărarea aceasta, căci meritul are pentru mine atâta farme, încât alerg pentru tine după el. Dacă urmăriți meritul, nu pe pământurile noastre se cadă să vânați. Pentru a afla la noi vreun merit, a trebuit să-l aduceți cu dumneavoastră. Oh, mă scriu în fals împotriva cuvintelor voastre. Faima nu zugrăvește decât adevărul, povestind cât prețuiți și veți face marți toată lumea bună a Parisului. Bunăvoința dumneavoastră împinge cam prea departe de dărnicia la umelor. Și nu avem de gând, verișoara mea și cu mine, să credem cu tot din atinsul în drăgăreșenia curteniei dumneavoastră. Scumpa mea, s-ar cuveni să poruncim scaune. Marata! Doamnă? Repede, călătorește-ne aici în lesnitoarele la vorbă. Lesnitoarele? Dar ce sunt acelea? Scaune proaspăt! Măcar mă aflu aici, în afară de primejdie. Dar de ce vă este frică? Eu știu, de vreun furt al inimii, de vreo ucidere libertății mele, văd aici niște ochi care par să fie niște mași strângați, în stare să răpească pe resimțite libertatea și apoi să se poarte fără îndurare ca turcii cu robii lor. Scumpa mea, e o fire veselă! Văd și eu că e un glumeț! N-aveți nicio teamă! Ochii noștri nu plănuiesc nimic rău, ci inima dumneavoastră poate dormi în liniște, bizuindu-se pe cinstea lor. Primiți mulți oaspeți? Care dintre oamenii de duc se numără printre oaspeții dumneavoastră? Ba, nu suntem încă cunoscute, dar ne aflăm pe cale de a ajunge, căci o prietenă ne-a făgăduit că va aduce la noi pe toți domnii culegerea de versuri alese și alții despre care ni s-a vorbit ca despre niște arbitri suverani ai lucrurilor frumoase. Vă plac versurile? Atunci, vă rog să ascultați. Suntem numai vechi! Oh! Oh! Eu seamă nu băgam, pe când, făgând rău, te admiram. Ochii... tăi mi-au văpit pe fruiș inima! Toții! 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 O, Doamne! Iată ceva care a atins cea mai înaltă galanterie! Tot ceea ce fac pare firesc și nu miroase deloc a pedanterie. E departe de așa ceva, cu mai mult de 2000 de poște? Ați observat începutul acesta? Oh! Oh! Ce extraordinar! Oh!
atrint odată. Oh! Oh! Uimirea! Oh! Oh! Da! Găsesc acest... Oh! Oh! Minunat! Pare că ar fi o nimica toată. Oh, Doamne, ce spuneți? Asemenea lucruri nu se pot prețui îndeajuns. Așa este? Iar mie mi-ar plăcea mai mult să fi compus acest... Oh! Mare poem epic! Hei, drăcie, aveți un... gust ales? Ei, nu eram chiar așa de rău. Doamnelor, vreau să vă cânt o melodie pe care am făcut-o. Ați studiat muzica? Eu? De fel! Atunci, cum e cu putință? Păi, oamenii de rang mare știu totul fără să fi învățat ceva vreodată. E de la sine înțeles, scumpa mea. Ascultați dacă vă place melodia. Hem, 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 la, 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 aspâna o timpului, au tragiat rozav, gingă și ea, gingă și ea glasului meu, dar n-ai a face când cumpăr. Podoabele mele, le găsiți potrivite cu hainele? Pe deplin. Pamplica e bine aleasă? Nespus de bine, se vede că e aleasă de la pătrijor. Dar ce spuneți de dantelele acestea? Arată cât se poate de bine. Pot să mă laud cel puțin că sunt cu un sfert de metru mai late decât cel obișnuite. Trebuie să mă mărturisesc că n-am văzut niciodată eleganța îmbrăcămintei adusă la atâta desăvârșire. Doamnelor, legați o clipă, simțul mirosului dumneavoastră de aceste mănuși? Nu răspundesc cu miros grozav de plăcut? N-am simțit niciodată un parfum atât de delicat. Doamnelor, cineva dorește să vă vadă. Cine? Vicontele de Jodlet. Viconte! Vicontele de Jodlet? Da. Îl cunoașteți cumva? E cel mai bun prieten al meu. Primește-l îndată. Desigur. E ceva timp de când ne-am mai văzut și sunt foarte încântat de această întâmplare. Iată-l! Doamnelor, Vicontele de Jodlet. Oh, Viconte! Ah, marchize! Of, te mulțumim sunt că te întâlnesc! Și mă bucur să te văd aici! Mai îmbrăcișează-mă puțin! Scumpa mea, începem să fim cunoscute! Iată că lumea bună ia drumul să vină să ne vadă! Doamnelor, îngăduiți-mi să vi-l prezint pe a... Pe acest gentilom, e demn să fie cunoscut de domniile voastre? E drept să venim aici, să vă dăm ceea ce vi se datorează. Și farmecele dumneavoastră își cer drepturile de stăpânire asupra tuturor persoanelor. Îți mai aduci aminte de fortăreața aceea în chip de semilună pe care am cucerit-o de la dușman în atacul de la Arras? Ce vrei să spui cu o semilună? Era chiar o lună întreagă! Da, cred că ai dreptate. Sigur că am dreptate.
Doar acolo am fost lovit la picior de o grenadă, ale cărei semnele mai por și astăzi. Vă rog, să puneți mâna. Vă veți da seama ce lovitură cu a fost aceea. Mă rog, mama! Cum ai dispar? Aici. Se simte? Da! E drept! Semnul e destul de mare! Dar ții puțin mâna și pipăiți acest semn aici, la ceafă. Aici. Ați nimerit? Da! Sincer! Este o rană de flintă pe care a încăpătat-o la ultima bătălie, la Carola Parte. Iată o altă lovitură care m-a străpuns dintr-o parte în alta, la atacul de la Gravlin. Aici. Aici. Se simte? Simțiți? Acolo. Acolo este. Simțiți. Doamnelor, vreau să vă arăt o rană groaznică! Nu e voie, credem fără să vedem! Acestea sunt semne vrednice de vitejie, care arată ce fel de oameni suntem. N-avem nicio îndoială. Viconte! Viconte! Da! Calașca dumitale e aici? De ce? Păi am duce doamnele la o plimbare și apoi ne-am poftit la o masă aleasă. Da! Mai bine să chemăm muzicanții, ca să dansăm. Te gândi bine, pe cinstea mea. Lasă-l rândoi, dar e nevoie de un adaos de oaspeți. Marata! Doamnă, spune-i slujitorului, domnului Marchis, să se ducă după muzicanți și poftește pe domnii și doamnele din vecin să umple singurătatea sărbării noastre, desigur. Viconte, ia spune, ce zici de ochii aceștia? Dar, dumneavoastră, ce spui de aceștia? Spun că cu greu va scăpa cu fața curată libertatea noastră. Eu, cel puțin, simt niște zguduituri ciudate și lima mea nu se mai ține decât într-un filicel. Cât de firesc e tot ce spune? Învârte vorba în chipul cel mai plăcut din lume? E drept că face o risipă nebună de vorbe de duh. Are atâta duh de parcă ar fi un diavol. Și încă ce duh, plin de curtenie și atât de plăcut. Viconte, ia spune-mi, de când am mai văzut-o pe contesă? N-am mai fost să o văd de vreo 3 săptămâni. 3 săptămâni? Da. Știi că Ducea a venit azi dimineață să mă ia la țară la vânătoare de ce? A venit Ducea? Doamna? Da. Iată că să sunt și prietenele noastre. Bună ziua! Bună ziua! Doamnelor, domnilor, vă prezentăm pe doi dintre cei mai de seamă domne capitale. Domnul Marchis Mascarin și domnul Viconte Jodlet. Împreună cu ei ne-am gândit să vă oferim sufletele picioarelor. Mulțumim, dar ce vreți să spuneți cu sufletele picioarelor? Adică ne invită la dans, așa vorbesc ele, vă traducem noi. Mulțumim! Asta înseamnă că ați chemat și muzicanții, nu? Da! Desigur, în venit am văzut jos, așteptăm muzicanții. Mulțumim de invitație, vecinelor. Sunteți admirabile. Nu credeam că ne veți invita niciodată pe la voi, dar uite că am greșit. Draga mea, eu zic că ar trebui să luăm loc, dar nu prea văd destul de scaune. Dar nu te mai gândi la scaune. Am fost invitate aici, la dans. Da. Vecinelor, mi-e foarte plăcut aici la voi. Foarte plăcut, da. Este chiar foarte plăcut, dar ce văd? Mi se pare mie sau domnul Viconte Jodlet
se pare? Da, 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 da. Foarte adevărat. Mă scuzați, domnule Marchis, dar semănați perfect ca două picături de apă cu servitorul domnului Ducroazi. Vi se pare? Nu, nu. Ba, da. Domnule Ducroazi, eu cred că vecinele au dreptate. Da. Ce asemănare extraordinară. Uimitoare. Vi se pare? Da. 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 Nu seamănă cu nimeni. Sunt chiar ei. Chiar ei doi. Ne-au plătit domnul Lagrange și domnul Ducroazi. Ne-a dat haine, ne-au trimis aici și ne-au pus să le facem o farsă, nu e vina noastră. Ce înseamnă asta? Da, ne-au trimis aici să vă facem o farsă. Da, spune și dumneavoastră, dumneavoastră ne-ați trimis. Este adevărat? Da, doamnă. Vedeți? Vedeți? Noi am pus la cale, domnișoare. Nu le-au plăcut hainele noastre. Nu le-au plăcut cuvintele noastre. Și ne-am gândit că în prețiozitatea lor ridicolă vor fi precis satisfăcute de doi slujitori istesede. Dar nu le vom mai îngădui să se folosească de hainele noastre ca să vă fure ochii. Și dacă vreți să iubiți pe cinstea mea, să fie doar pentru ochii lor frumoși. Oh, repede, să fie dezbrăcați! Da, să fie dezbrăcați! Să dați hainele înapoi, domnilor! S-a cam dus eleganța voastră, s-a cam dus marchizatul și vicontatul la treabă. Oh, cerule, cerușine! Dar ne teamă că vă rămâne. Bietele vecine, toată lumea din Paris o să afle de bățania lor. Da, câteodată prea multă îngâmpare și prea multe pretenții. No. Până la urmă, asta au căutat, asta au găsit. Da, bine că n-am apucat să fim invitate la dans de marchi și de vicoțe. Am fost martor la cea mai care vrea să spargă ce s-a pomenit vreodată. Da. Așa, așa este. Foarte. Mulțumim pentru vizită. La revedere. La revedere. La revedere. Prețioase, ridicole, ce sunteți!
spun poveștile că în țara, țara în care primăvara doarme beată de miros, cu zefirul somnolos cărui groapele se-nchid, spun că la val i-a dorit un paez nebunise numai pentru că privise o brunetă, Doña Clara. Se reazi într-un singur fel în grădină la castel și atingându-și orguitara ca vrăjitul Apolon prin scurirea între naiade în rind de serenade o chema pe Doña Clara. Vino, vino să fugim din țara, țara în care primăvara doarme beată de miros, cu zefirul somnos, dori ploapele se-nchid. Vino, vino din Valea Dorit, unde poate-o vrea norocul să mă asculte, Doña Clara. Și doi bărbați mai disprețuiți ca noi? Mon frere, mi se pare că prea îți pui la inimă pățania asta. Păi dar sigur că mi-o pun. Ba încă în așa măsură că vreau să mă răzbun pentru asemenea obrăznicie. Ei bine, ce ai să faci? Ce am să fac? Ce am să fac? În primul rând, o să... Nu, mai bine hai să plecăm de aici. Hai să plecăm de aici. Vorbim. Marota! 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 Domnule? Unde-ți sunt stăpânele? În iata cu lor. Ce fac? Pomadă pentru buze. Ce dracu atâta pomezi? Spune-le să coboare! Sigur. Nebunele astea cu pomezile lor au de gând să mă aduc în sapă de lemn. Nu văd peste tot decât balbușul de om, lapte de crin și 1000 de alte năzbâtii de care habar nu am. Au prăpădit de când suntem aici o sânza de la 12 porci și 4 sluși s-ar putea hrăni cu picioarele de miel pe care le folosesc ele. Domnule, stăpânele mele! Chiar e nevoie de atâta cheltuială să vă ungeți botul? Ia spuneți mai bine, ce le-ați făcut celor doi tineri de-am văzut plecând așa de îmbufnați? Nu vă poftiseme oare să-i primiți ca pe unii pe care aveam de gând să vi dau de bărbați? Dar ce preț ai vrea să punem, tată, pe purtările necioplite ale unor oameni ca aceștia? Și în ce chip, unchiule, o fată cu puțină judecată s-ar putea împăca cu înfățișarea lor? Dar ce cusuri le găsiți, mă rog?
frumos mai știu să-și arate dragostea. Auzi, să înceapă cu căsătoria. Și cam cu ce-i fi vrut să înceapă? Să te poftească să-i fii țiitoare? Ah, tată, ce spui dumneata e atât de grosolan? Mă cuprinde rușinea când te aud vorbind în felul acesta. Și ar trebui să înveți cât de cât purtări mai alese. Alese, nealese, nu spune mie de-astea! Să știi de la mine, căsătoria este un lucru sfânt. Și cine vorbește de la început despre ea, se poartă ca un om cistit. O, Doamne, tată, dacă toată lumea ar gândi ca dumneata, ce repede s-ar sfârși orice roman. Ce tot îndrugă asta? Tată, și verișoara mea îți va spune ca și mine că întotdeauna căsătoria trebuie să vie după celelalte întâmplări. Un îndrăgostit de vrea să placă trebuie să fie în rând sfios, duios și pătimaș, iar dragostea lui să urmeze îndeaproape toate rânduielile. Ce amestecătură mai e și asta? Ia te uite ce mai vorbe întortocheate! Într-adevăr, unchiule, verișoara mea a pătruns în miezul lucrurilor. Cum ar putea întâmpina, cum se cuvine, pe niște oameni care n-au nicio idee despre galanterie? Cred că au căpiat amândouă și nu pot pricepe o iotă din limba asta păsărească. Magno și tu, Carlo! O, Doamne, tată! Dezbară-te odată de numele astea ciudate și cheamă-ne altfel! Cum nume ciudate? Nu-s numele voastre de botez? O, Doamne, tată! Cât ești de grosolan! Cât despre mine! Mă cuprinde mirarea când ai putut să ai o fată cu atâta duh ca mine! Ai auzit vorbindu-se vreodată în stil ales de Cato sau de Magdlon? Și trebuie să recunoști și dumneata că ar fi de ajuns un singur nume ca acesta pentru a susține cel mai frumos roman din lume. Adevărat e, unchiule, că ureche gingașă suferă îngrozitor auzind rostindu-se asemenea cuvinte. Și numele de Polixenia pe care și l-a luat verișoara mea și cel de Aminta pe care mi l-am luat eu au un farmec nespus pe care trebuie să-l recunoști și dumneata. Da, da. Ia, ascultați. Una și cu una fac două. Nu-mi gădui ruptul capului alte nume decât acelea pe care vi l-au pus nașii voștri. Iar cât despre domnii despre care e vorba, eu le cunosc neamul și averea și vreau cu tot din adinsul să vă pregătiți să-i luați de bărbați. Că m-am săturat să-mi tot stați pe cap și să păzești două domnișoare e o povară cam prea grea pentru un om de vârsta mea. Da, nerăgați, să respirăm în lumea mare a Parisului, unde de-abia am soțit. Lasă-ne să țesem în voie firul romanului nostru. Nu ne împinge cu atâta grabă spre sfârșit. Nu mai e niciun pic de îndoială. Sunt nebune de legat. Vă spun încă o dată că nu pricep nimic din toate palavrele astea. Vreau să fiu stăpân în casa mea și pentru a curma o dată toată vorbăria asta, sau vă căsătoriți de data amândouă, sau pe legea mea vă trimit la mănăstire. Vă jur! Materie.
războiului o naștere mai strălucită. Așa este. Așa îmi vine și mie să cred. Sunt toate semnele că așa e. Și când mă uit și la mine... Doamnă, cineva dorește să vă vadă. Cine? Păi este un domn care întreabă dacă sunteți drăguțe să-l invitați să vă vadă. Învață proastă să spui gândurile într-un chic mai puțin grosolan. Iată un trebuincios care vă întreabă dacă vă aflați în răsnirea de a putea fi văzută. De, nu pricep plătinește. Neabrăzată! Doamne, cum să îndura asemenea lucruri? Și cine este bunul acestui valet? El zice marchizul de Mascarin. Și apoi să se poarte fără îndurare ca turcii cu robii lor. Scumpă-mă! E o fire veselă! Văd și eu că e un gluet! Niciodată! Ochii noștri nu plănuiesc nimic rău și inima dumneavoastră poate dormi liniște, pisându-se pe cinstea lor. Primiți mulți oaspeți?
Care dintre oamenii de duc se numără printre oaspeții dumneavoastră? Va, nu suntem încă cunoscuți, dar ne aflăm pe cale de a ajunge, căci o prietenă ne-a făgăduit că va aduce la noi pe toți domnii cu legerea de versuri alese. Și alții, despre care ni s-a vorbit, ca despre niște arbitri suverani ai lucrurilor frumoase. Vă plac versurile? Atunci, ascultați! Marata! Sunt anumite! Eu seama nu băgam, pe când, fără gând rău te admiram, ochii tăi ne-au răpit pe fruiș inima! Tot ceea ce fac pare firesc și nu miroase deloc a pedanterie. E departe de așa ceva, mai mult de 2000 de poște. Ați observat începutul acesta? Oh, ce extraordinar! Oh, ca un om care își dă seama dintr-o dată. Oh, uimirea! Da, găsesc acest minunat! Pare că ar fi o nimica toată. Doamne, ce spuneți? Asemenea lucruri nu se pot prețui îndeajuns. Așa este? Iar mie mi-ar plăcea mai mult să fi compus acest mare poem epic! Hei, drăcie! Aveți un... gust ales? Nu eram chiar așa de rău! Vreau să vă cânt o melodie pe care a făcut-o. Ați studiat muzica? Eu? De fel! Atunci, cum e cu putință? Păi... oamenii de rang mare știu totul, fără să fi învățat ceva vreodată. E de la sine înțeles, scumpa mea. Ascultați dacă vă place melodia. Hem, 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 la 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 la, aspre veanul timpului, au întragiat roza. Gingășia glasului meu, dar alea face când cumpăr. Iată o melodie plină de foc, să mor de atâta plăcere. E și ceva cromatic în ea. Doamnelor, cum vi se par podoabele mele? Le găsiți potrivite cu hainele? Pe deplin. Pamblica e bine aleasă? Nespus de bine! Se vede că e aleasă de la Petrijon. Dar ce spuneți de dantelele acestea? Arată cât se poate de bine! Pot să mă laud, cel puțin, că sunt cu un sfert de metru mai late decât cel obișnuite. Trebuie să mărturisesc că n-am văzut niciodată eleganța îmbrăcăminte adusă la atâta desăvârșire. Legați o clipă simțul mirosului dumneavoastră de aceste mâini. Răspundeți cu miros grozav de plăcut. N-am simțit niciodată un parfum mai delicat. Doamnelor, cineva dorește să mă vadă.
e cel mai bun prieten al meu. Primește-l îndată! Desigur! E ceva timp de când nu l-am mai văzut și sunt foarte încântat de această întâmplare. Iată! Doamna, vicontele de Chotlet! Oh, viconte! Ah, marchize! Ce mulțumit sunt că te întâlnesc! Ce mă bucur să te văd aici! Mai împărăcișează-mă puțin! Scumpa mea, începem să fim cunoscute! Iată că lumea bună ia Domnul să vină să ne vadă! Doamnelor, îngăduiți-mi să vi-l prezint pe acest Marota! Pe acest gentil om, e demn să fie cunoscut de domniile voastre. E drept să vă dăm ceea ce vi se datorează și farmecele dumneavoastră își cer drepturile de stăpânire asupra tuturor persoanelor. Ei, Marota! Doamnă, trebuie să spun mereu același lucru? Nu vezi că e nevoie să adaugi un gel? Da, adaugi un gel, ți-a adaugi. Doamnelor, să nu vă mirați că vicontele are o astfel de înfățișare. Tocmai ce-a scăpat de o boală din pricina căreia este, cum vedeți, atât de palid. Da. Acestea sunt roadele vechi la curte și a ostenerilor în războaie. Războiul este un lucru de seamă, dar mă tem că... că curtea răsplătește cam rău pe oamenii de arme ca noi. Asta e și pricina pentru care vreau să-mi spânză! Sabia curte! Eu am o slăbiciune grozavă pentru oamenii de arme. Și mie plac, dar ce ca înțelepciunea să împodobească cu vitejia. Viconte! Ia spune-mi! Îți aduce aminte de fortăreața aceea închid de semilună de care am ucilit-o de la dușman la atacul de la Arras? Ce vrei să spui cu o semilună? Era chiar o lună întreagă! Da, cred că ai dreptate. Sigur că am dreptate. Doar acolo am fost lovit la picior de o grenadă ale cărei semne le mai por și astăzi. Vă rog, să puneți mâna. Vă veți da seama ce lovitură groaznică a fost aceea. Uitați-vă! Dați-mi puțin mâna și pipăiți acest semn, aici, la ceapă. Marota! Aici, ați nimerit? Sincer! Este o rană de flintă care a încăpătat-o la ultima bătălie la care a luat parte. Iată o altă lovitură care m-a străpuns dintr-o parte în alta, la atacul de la Gravlin. Aici. Se simte? Acolo. Vreau să vă arăt o rană groaznică! Câinele meu e, crede-mi fără să vede! Acestea sunt semne vrednice de vitejie, care arată ce fel de oameni suntem. N-avem nicio îndoială. Viconte! Viconte! Da! Ia spune-mi, Viconte, caleașca dumitale e aici? De ce? Am duce doamnele la o plimbare și apoi la poftit la o masă aleasă. Da! Mai bine să chemăm muzicanții, ca să dansăm. Da, da. Te-ai gândit bine pe cinstea mea. Da. Lasă nevoie, dar e nevoie de un adăus de oaspeți. Marota! Marota! Doamnă?
ochii aceștia. Dar dumitale ce spui de aceștia? Spun că cu greu va scăpa cu fața curată libertatea noastră. Eu, cel puțin, țin niște zguduituri ciudate și inima mea nu se mai ține decât într-un filicel. Cât de firesc e tot acesta! Învârte vorbele în chipul cel mai plăcut din lume. E drept, face o risipă nebună de vorbe de duh. Are atâta duh de parcă ar fi un diavol. Și încă ce duh, plin de curtenie și atât de plăcut. Viconte, ia spune-mi, de când am mai văzut-o pe contesă? N-am mai fost să văd de vreo 3 săptămâni, cred. Știi că ducele a venit azi dimineață să mă ia la țară, la o vânătoare de cer? A venit ducele. Doamnelor, iată că s-o zic și prietenele noastre. Bună ziua! Doamnelor, domnilor, vă prezentăm pe noi dintre cei mai de seamă domne capitale. Domnul Marchis Mascarin și domnul Viconte Jodle. Împreună cu ei, ne-am gândit să vă oferim sufletele picioarelor. Mulțumim, dar ce vreți să spuneți cu sufletele picioarelor? Adică ne invită la dans, așa vorbesc ele, vă traducem noi. Mulțumim! Asta înseamnă că ați chemat și muzicanții, nu? Da! Desigur, venit am văzut și jos, așteptăm muzicanții. Mulțumim de invitație, vecinilor. Sunteți admirabile! Nu credeam că ne veți invita niciodată pe la voi, dar uite că am greșit. Draga mea, ar trebui să luăm loc, dar eu nu prea pot destule scaune. Dar nu te mai gândi la scaune. Am fost invitate aici, la dans, la stat. Vecinilor, e foarte plăcut aici la voi. Foarte plăcut. Da, este chiar foarte plăcut, dar... Ce văd? Mi se pare mie sau domnul Viconte Jodle seamănă perfect cu servitorul meu pe care îl caut de 3 ore. Vi se pare? Da. Foarte adevărat. Mă iertați, domnule Marchis, dar semănați perfect ca 2 picături de apă. Cu servitorul domnului Ducroazi. Vi se pare? Nu. No. Domnule Ducroazi, eu cred că vecinele au dreptate. Da. Ce asemănare extraordinară, uimitoare. Vi se pare?